Soliar ca să scânchit benzină, tot. Dar primiți o indemnizație ceva ca să lucrați pământul? Nimic. Nu, nu, nu. Odată numai la și atunci din ce resurse lucrați? Eu v-am dus anul ăsta să șerp că lucrez cota de pământ. Nu eu, dar fica o lucrează. Și zic să-mi dăi ajutorul și nie la popșoi este acolo. Că anul și ne-o semănat, anul ăsta și ne-o semănat. Și când mai văd coți că s-a împlinit lista. Așa ne-o răspund din primărie, la prag de acolo. Și nu te mai poți scrie, doamna Alipac, s-a împlinit lista. N-ați cerut să vedeți ce listă au ei? Ei, dar și procesul, controlezi. Păi legea privind accesul la informații permite, cereți. Ei, nu știu, noi nu știm în cât legea este. Ești mai din primărie, din probleme, ei le știu, dar noi nu prea le știm. Că suntem opriți, nu chiar, nu s-o cotiți că așa e democrație. E cam noi suntem, ne sunțăm în acum mai liberi că vrem cu dumneavoastră, dar așa. Nu prea avem noi dreptul. Deci s-a împlinit lista, dar și ne spui lista aceea. Dar în alți ani cum a fost? Da, păi, în alți ani, nu știu. Ați primit vreun ajutor pentru pământ? De la ăsta, liderul care are mai multe hectare, mai multe hectare. Așa la poate de, dar cu sânge și la așa la dar poate că sunt cu steluți la care se dau. Știți, îi pus așa o pecetă în frunte și de la așa la poate. Și măcar ce sume de bani se dau la alții? Nu știți nimic? 200-300 de lei. Aceia au luat și tractoarele și semănătoarele toate, tot ei le-au luat. Da, aia este la țară când se duc. După un tractor trebuie să aștepte o săptămână, o lună de zile. Doamne ferește, ce să mai petrece. Dar măcar aveți? Eu am ținut o cuvântare când fratele dumneavoastră, Oleg Brega, a venit aici cu democrația. Așa? Și eu am spus atunci, democrație nu te ascunde. Ruga mea la tine, o întorc. Fă ca oriunde, oricând și oriunde să am dreptul de a fi tot porc. Păi ce înseamnă? Asta e democrație. Înainte să nu aruncăm totul într-o parte, că e rău totul. Nu trebuie așa să facem. Trebuie să iată, cum spun oamenii, pământurile din Parlament spun că 10% nu sunt lucrate. Nu-i drept. 80% nu sunt lucrate. De ce spun minciuni? Ar trebui, iată, cum spune și doamna profesoară. Dar păi de ce? Că aici are rădăcinele Andrian Candu din Văsieni. Să mai vină pe aici, că noi... Ați avea ce-i spune. Ați avea ce să-i spuneți. Avem ce-i spune drept. Dar de pe pământurile astea măcar aveți produse pentru voi să vă ajungă? Nu lucrează. Deci nici roșii, nici morcov, nimic. Cele mai mici pensii sunt noi în Moldova. Da? Să arate. Cele mai mici pensii. Asta să șasarul determinat la... spune că Basarabia e cea mai săracă din Europa, țară din Europa. Da, e drept asta. Eu tot o fac săracă numai guvernanții. Cea mai săracă. Ei o fac, eu buzunarele goale. Dar care e cauza? Nu lucrează oamenii sau pământurile de acum nu mai dau roadă? Nu. Pur și simplu au lăsat-o în voia soartei. Ia că asta e toată problema.